Stimați colegi, mă bucur foarte mult că am reușit să ne vedem la această întâlnire a celor care suntem implicați în serviciile de asistență socială oferite persoanelor vârstnice. Și la nivelul Bisericii Ortodoxe Române există o preocupare deosebit de mare referitor la oferirea acestor servicii de specialitate persoanelor vârstnice, drept pentru care chiar anul acesta, anul 2023, a fost declarat an omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Pastorație, nu îngrijire. Pastorație, adică lucru cu persoanele vârstnice, în încercarea de a le oferi tot ceea ce au nevoie pentru a ajuta persoanele vârstnice să-și împlinească cu adevărat potențialul. Din păcate am văzut cu toții, și nu o să reiau multe dintre aspectele pe care le gândisem inițial în prezentare, pentru că deja s-au spus elemente de statistică și definiții în legătură cu persoanele vârstnice. Însă trebuie să readucem în atenție faptul că, din păcate, în țara noastră, a intra în această etapă a vârstei a treia înseamnă o scădere drastică a nivelului de trai. Veniturile nu mai sunt aceleași, pensiile am văzut cu toții că sunt o rușine de cele mai multe ori, astfel încât persoanele vârstnice au nevoie de un sprijin aparte. Suntem de părere că grija pentru bătrâni, pentru copii și pentru săraci arată gradul de civilizație și profunzimea trăirii creștine a unui popor. Civilizația europeană, civilizația către care cu toții tindem, are fundamente creștine. Încă de la formarea Europei, bazele au fost puse pe principii creștine. Și mai mult decât oricând este necesar să ne întoarcem la aceste principii, pentru că numai așa vom putea oferi cu adevărat o grijă deosebită tuturor celor aflați în nevoie, nu doar persoanelor vârstnice. Ca rădăcină, ca bază a motivației pe care creștinii o avem în îngrijirea persoanelor vârstnice, găsim referințe, găsim citate în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Avem în Leviticul, care ne spune cinstește, la ieșire avem între poruncile pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și așa cum începusem să spun cu Leviticul, înaintea celui cărunt să te ridici, să cinstești fața bătrânului și să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Iată, cel care nu-și respecta părinții vârstnici era văzut ca un blasfemiator. Ca un hulitor este cel care părăsește pe tată și blestemat de Domnul este cel care mânie pe mama sa. Dincolo de această dimensiune vine plinirea legii, vine porunca iubirii aduse de Mântuitorul Hristos, care ne cere să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Aproapele nostru este oricare dintre cei din apropierea noastră, că sunt bătrâni, că sunt tineri, că sunt bărbați, că sunt femei, toți sunt aproapele nostru și așa cum ne iubim pe noi înșine, trebuie să iubim pe ei. Și iată, această grijă pe care o datorăm persoanelor vârstnice izvorăște din grija pe care trebuie să o avem și față de noi înșine. Și spuneam că
Biserica este chemată să gândească noi forme și metode pastorale actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile și așteptările persoanelor vârstnice. În același timp trebuie lucrat și la creșterea și educarea tinerilor spre a nu marginaliza persoanele vârstnice, a nu le abandona și izola în centre de asistență socială, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți. Mai precis, bătrânii au nevoie de o mângâiere și de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a bătrânilor. Vârstnicii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la păstrarea valorilor creștine în cultura noastră. Pot ajuta mult la armonia societății, a familiei. Prin urmare, biserica ajută persoanele vârstnice să depășească lipsa de încredere, tristețea și izolarea care împiedică pe bătrâni să participe activ și cu speranță la viața comunității. Credem că cel mai important aspect atunci când vorbim de îngrijirea persoanelor vârstnice este ca acestea să fie în continuare valorizate, să fie îngrijite, să fie asistate, să fie cercetate în comunitate, în spațiul în care ele și-au dus viața până la momentul actual. Îngrijirea la domiciliu este, în ceea ce ne privește, o prioritate zero, pentru că îngrijirea în centre specializate de asistență, și am reușit să punem la punct și câteva astfel de centre, reprezintă totuși o alternativă mai puțin dorită. Persoanele vârstnice trebuie îngrijite acasă, în spațiul lor sigur, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere comunitar, pentru ca astfel să poată rămâne în continuare resursă pentru comunitate. O persoană care ajunge la vârsta a treia nu trebuie văzută ca o persoană care, și am auzit din păcate foarte multe puncte de vedere exprimate în sensul acesta, nu trebuie să fie văzute ca povară, ca problemă a comunității. Persoanele de vârsta a treia sunt resursă, sunt tezaur de cunoștințe, tezaur de spiritualitate. Nu degeaba vedem întotdeauna că bunicii își aduc nepoții la biserică, bunicii își învață nepoții să se închine, să-și rostească prima rugăciune. Bunicii sunt cei care îndrumă pe cei mai tineri pe această cale a desăvârșirii spirituale. Bătrânii, dar, sunt un tezaur, sunt resursă pentru comunitate și trebuie valorizați, trebuie menținuți ca atare. De aceea, îngrijirea la domiciliu este, în ceea ce ne privește, o prioritate, iar începând de anul acesta chiar am început să lucrăm cumva și sistematic la constituirea unei astfel de rețele în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, vă spun, pentru că aceasta este area mea de expertiză, însă din dialogul pe care l-am cu colegii din celelalte episcopii, la nivelul întregii țări există o astfel de dinamică. La nivelul întregii țări avem peste 66.000 de persoane vârstnice asistate în cadrul serviciilor sociale ale bisericii. Vorbim de servicii structurate instituțional, pentru că dacă vorbim la nivel comunitar, la nivel parohial, grija pentru persoanele vârstnice se desfășoară la modul natural. În fiecare comunitate, acolo unde există biserică, există și o cunoaștere a realităților fiecărei persoane. Se știe acolo unde este o persoană singură, se știe acolo unde este o persoană care nu mai are pe nimeni care să-i deschidă poarta, se știe unde este o persoană care are nevoie de ajutor de orice fel. Și biserica, prin preotul comunității, se implică
implicând comunitatea, identificând resurse pentru ajutorarea celor aflați în nevoie. Dincolo de această implicare, spuneam, la nivel comunitar, există și structuri instituționale în cadrul cărora persoanele vârstnice sunt asistate și căutăm să oferim servicii specializate pe diferitele probleme care pot apărea. Avem aici în București un centru de îngrijiri paliative, unul din cele 9 care erau menționate puțin mai devreme într-o prezentare, în care ponderea cea mai mare a pacienților o constituie persoanele vârstnice. Avem cantine sociale în București la nivelul fiecărui sector și mai avem și în teritoriu, în județul Prahova, cantine sociale la care, la fel, peste jumătate dintre beneficiari sunt persoane vârstnice. Există centre de găzduire pentru persoane vârstnice, cămine pentru persoane vârstnice, la Mănăstirea Pasărea, la Mănăstirea Cristiana, la Parohia Silvestru, la Parohia Precupeții Vechi, acestea doar aici în București, și nu cred că trebuie să reamintesc exemplul cu adevărat minunat pe care ni-l oferă tuturor și toți cei care lucrați în asistența socială știți de ce se întâmplă la parohia Valea Plopului din județul Prahova, unde părintele Nicolae Tănase a transformat un sat întreg într-o mare instituție socială. Sunt vreo 300 de copii care sunt asistați acolo și cred că deja a ajuns la aproape 100 de persoane vârstnice pe care le îngrijește. Chiar recent, în contextul conflictului armat din vecinătatea țării noastre, un întreg cămin de persoane vârstnice s-a relocat din zona Odessa la Valea Plopului, cu beneficiar, cu preotul centrului, cu câțiva dintre angajați, iar acum sunt ținuți acolo de părintele Nicolae Tănase la Valea Plopului. Sunt multe de spus, însă ce este cu adevărat important este să nu uităm că ceea ce suntem astăzi, ca oameni, ca societate, datorăm înaintașilor noștri. Și dacă nu știm să ne respectăm, îngrijindu-i așa cum se cuvine, iubindu-i ca pe noi înșine, atunci poate că toate celelalte probleme ale societății, probleme care ne afectează în egală măsură pe noi toți, vor continua să-și aștepte rezolvarea. Vă mulțumesc!